care ar fi primele semnale din atunci când vorbim de experiența candidaților, care ar trebui să ne dea de bănuit că ceva e în regulă cu experiența pe care compania o creează și ce am putea să facem pentru a corecta aceste aspecte? Ca să am primele semnale, ar trebui să fiu atent la semnale, da? Eu care recrutez. Și ca să fiu atent la semnale, cea mai simplă variantă de atenție la semnale este să întreb candidatul, adică să cer feedback, să-l întreb cum ți s-a părut, ce ai vrea tu ca eu să fac diferit data viitoare sau noi să facem diferit data viitoare sau cum a fost experiența asta pentru tine sau cum a fost până aici pentru tine, ce ți-ai dorit diferit în viitor. Cred că decât să fac efortul să mă uit la semnale, știi, și să încerc să ghicesc, eu zic că cea mai simplu este să întrebi. La ce aspect ar trebui să fim atenți atunci când vorbim de experiența angajaților, pe care poate tindem să o neglijăm în aceste momente în care e mai mare presiunea poate pe zona de recrutare? În cazul experienței angajatului, avem un client care este angajatul și mai mulți furnizori. Și furnizorii aceștia mai mulți, e bine să fie foarte aliniați în experiența pe care eu produc angajatului. Avem HR-ul, avem managerul direct, avem colegii de echipă, avem CEO-ul, avem toți oamenii din organizație cu care omulețul nostru interacționează. Și sunt foarte importante comportamentele. Desigur că sunt importante procesele, sistemele, pentru că asta ajută oamenii să zâmbească și să stea cu zâmbetul pe buze, dar sunt foarte importante comportamentele, pentru că da, asta îi face pe oameni să le placă ceea ce fac, să le placă locul în care sunt și să nu se gândească prea repede la plecare. Care ar fi niște tactici, de fapt, când vorbim despre employee experience și poate chiar candidate experience? Un angajat pierdut nu este niciodată pierdut, adică putem să gândim asta. Sunt foarte multe cazuri în care angajații au plecat și s-au întors în companiile lor. Poate că nu este suficient ca eu să-i cresc salariul pe ultima sută de metri când pleacă. Știți că astea sunt strategii. E foarte ciudat că astea se numesc strategii de loializare. Cum adică loializez pe omul acela în ziua în care el îmi spune că pleacă? Dar până atunci unde am fost și ce am făcut? Nu este asta o strategie de loializare. Asta e doar o strategie de menținere, pentru că mai am nevoie de el și îi dau bani mai mulți. Dar nu este despre asta. A plecat. Da? Nu este nicio problemă că a plecat, dar poate că după ce a plecat mai pot să fac ceva pentru el, nu știu, astfel încât să zică acest candidat, angajat, angajatorului chiar îi pasă de mine, chiar îmi pare rău că am plecat, pentru că el se va duce într-o altă realitate și va compara ceea ce a avut cu ceea ce are acum și zic că chiar aș putea considera să mă întorc.